tânără însărcinată în vârstă de 21 de ani a fost găsită inconștientă pe o stradă din Drobeta, Turnu Severin, de un echipaj de jandarmi. Forțele de intervenție i-au acordat primul ajutor și au solicitat prin 112 un echipaj medical de urgență. O femeie s-a prăbușit pe stradă în Drobeta, Turnu Severin, noaptea trecută, atunci când temperatura de afară era de 3-4 grade Celsius. Un echipaj al jandarmeriei a trecut prin zonă și a oprit pentru a observa cine este persoana întinsă pe trotuar. Astfel, forțele de intervenție s-au apropiat de ea și au descoperit că era o tânără în vârstă de 21 de ani, care era însărcinată, avea puls, dar respira foarte greu. A observat noaptea trecută o persoană căzută pe trotuar în zona Calea Timișoara din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Aceștia au oprit pentru a vedea despre ce este vorba și când s-au apropiat, au observat că tânăra era însărcinată, avea puls, dar respira foarte greu. Jandarmii au realizat pericolul la care era expusă tânăra și faptul că timpul este prețios, motiv pentru care aceștia au acordat rapid primul ajutor și au solicitat prin 112 un echipaj medical de urgență. Tânăra de 21 de ani a fost preluată și transportată la unitate medicală pentru investigații suplimentare. Pentru viitoarea mămică găsită inconștientă, secundele erau esențiale, iar intervenția rapidă făcea diferența dintre viață și moarte, motiv pentru care jandarmii au acordat rapid primul ajutor și au solicitat prin 112 un echipaj medical de urgență. Este vorba de o tânără în vârstă de 21 ani, găsită căzută în loc public, în Drobeta, Turnu Severin, Calea Timișoarei, de către jandarmi, poliție și ambulanță, cu criză pitiatică și sarcină aproximativ luna a 5-a. Era conștientă, monitorizare bună, i s-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportată la OPU Turnu Severin pentru investigații suplimentare. Acum tânăra mămică este în stare stabilă și se află în afara oricărui pericol.